Hey, sal copii, astăzi o să fac un nou video. Astăzi o să mă joc pe Zepeto cu verișoara mea. Hei! Este aici. Stai să-mi pic că nu mai învăț contul. Ah, opa. Mă cheamă Phoebe, chiar dacă mă cheamă Maria, eu mi-am pus Phoebe pentru că, nu. Pe ea o puteți găsi, Miruna. Sunt foarte multe Miruna. Și Phoebe, deci efectiv căutați PHEOBUE și o găsiți sute de Phoebe. Eu am 4 follow-uri și 0 post, 0 postări, 4 urmăritori și 50 urmăresc. Deci o să ne jucăm ceva aici, pur și simplu vă faceți de cap. O să intrăm pe un joc foarte creepy. Da. Unde ne vom juca hide and seek. Hide and seek. Acum pot să fac și un intro. Da, o să-și facă și ei intro. Da, deci să vă arăt cum să vă faceți. Ăsta este contul meu. Contul verișoarei mele, nu știu exact cum o să-l puteți vedea, pentru că, nu, sunt foarte multe Miruna. Deci, dați aici și, de exemplu, uite, eu, de unde ai dat? Că nu mai știu exact. Păi, de aici poți să alegi poză. O poză, dar, gen, vreau să pun o poză cu tine. Sau nu, stai. O poză cu doi? Nu poți cu trei. Poate și cu 10, dacă vrei, 20, 40, oricât. Care vrei, o crei? Cu tine aș vrea, dar nu găsesc. Ok, deci o să vă arăt. De exemplu, îs eu aici cu niște prietene. Da. Și, îi dați în sus și scriu aici my friend, de exemplu. Opa. Hai odată. Miru, de ce? Ah, gata. Opa. My friends și pun două inimi. Ok, și pun Dan sus sau jos unde? Dan. Ok, i-am dat Dan, iar acum se postează, sper. Da. Da, deci uitați-vă. Și de aici puteți da inimă. Și mie mea. Aici puteți da inimă, comentariu. Și mie mi-a dă-mi inimă, te rog. De ce? Că și scrie-mi... scrie-mi două inimi, de exemplu, nu știu. Deci sunt aici cu niște prietene de-ale mele. Dar Phoebe. Pe mine ce mai băgat? Pentru că nu te-am la prieteni, nu te urmăresc, că nu te-am găsit. Deci revenim direct de pe joc. Deci, uitați, acum dacă mi-am postat poza, zice am o postare. Eu deodată îmi dau inim singură, dar da, știu. Deci, da, am o postare. O singură postare. Tu câte ai? Nu știu cum mă uit. Tu ai 9. Bravo. Deci, revenim pe joc. Deci, gata, suntem pe joc, am vorbit eu în locul lui Miruna. Da, vorbește. Deci, am intrat pe joc, uite aici sunt eu cu caracterul meu. Stai un pic să le arăt verișoare. Uitați-vă, asta sunt eu. Stai, să mă vadă persoanele. Bine, cât tot miști. Nu, mă mișc acum. Ok, deci asta, mov de lângă mine, este verișoarea mea. Și stați un pic să stai să te vezi pe canalul meu, asta este verișoarea mea. Da, știu că arăt eu. Da, știu. Așa că... Acum, hai, noi o să facem piatră hârtie, forță că și cine câștigă ăla să ascunde primul, hai. Da, uite mă. Stai. Piatră hârtie, forță. Piatră hârtie, forță. Gata, te-am bătut. Ok, deci eu o să mă duc aici, da, sunt niște fanțe mele. Eu o să mă duc aici și o să-mi zică, dar numai în casă ne ascundem. Dar e mai greu, ok, mă rog. Haide. Sau, de exemplu, dacă te ascunzi afară, îmi zici unde te ascunzi. Da, ok. Sau nu, ne ascundem doar în casă, că în casă e cel mai greu. Da, ce mai greu ușor pe naiba. În casă te ascunzi. Bine, dar n-ai voie să te uiți. Bine. Zic eu când sunt. Ok, sunt deci casa. Eu sunt la loc. Deci o să revin când trebuie să o caut, pentru că durează chiar mult până se ascunde. Am terminat. No. Ok, gata, pe bune. Da. Ok. Trebuie să-mi ascund tag-ul. Numele. Da, ok, stai să beau un pic de suc. Vrei? Da. Știu. Vezi că e grea cana, că e mare. Da-mi mai, mai beau și o gură. Hai. Ok, deci eu m-am ascund, după cum vedeți, un loc nu-mi zice... Cred că... Dar nu te uita la mine unde te caut. Tot toți se vadă. Cred că n-ai găsit ce mai. What? Hai, ok,
Ok, pleacă afară și o să mă ascund. Deci, uitați-vă, ea este și o să pleci afară. Hai, pleacă! Ok. Am să mă duc în sicriu. Bine, nu mai apără. Nu știu că nu pot să vorbesc în timp ce înregistrez. Aici am moarte. Gata! Ok. Deci eu nu o să mă uit unde mă caută. Dar nu m-am uitat, doar în colțul ochiului am văzut, deci. Problema este că aici sunt foarte multe locuri de ascuns. Da, și cred că e jos, după cum am văzut. După cum zic, nu, e jos, sus. Sus, sus? Da. Da, mhm. Da, sus. Mhm, aici știu. Ești doar cu ușă, poți să fii. Nu căuta după toate ușile. Nu ai văzut nici acolo. Nu, chiar nu mă mișc, uite. Ok, oricum te-a trebuit să fie, dar... Și zice că e întunecat. De ce să ai că știu unde ești? O să mă uit unde mă cauți. Da. Ești într-un loc întunecat, dar unde dracu, unde? Unde mă înțeleg? Ok, până atunci o să mai beau gură. Cred că ești afară pe bar. Nu s-a afară, sunt înăuntru. A, afară pe balcon, nu știu. Ok. Wait. Că dai bătută? Nu. Deci când se dă bătută, îmi va spune, mă dau bătută. Nu. Stinge lumina, că deschid televizorul. Îl dau pe mut. Stinge lumina. Ok, voi stinge lumina, voi... Dar nu se vede oricum. Oricum se vede, am stins. Da, o să dea televizorul pe mut, dar pe mut. Mutuiete. Mutuiată. Oh, dar unde ești? Te dai bătută? Nu. Ai zis. Atunci când mă dau bătută, mă dau bătută. Dar încă nu mă dau. Unde ești? Uite pe că te-am găsit deja. Poți să mă uit unde ești? Aici. Nu? Da, unde mă cauți? Sau jos? Sus. Unde să fiu? E jos. Deci e jos. M-am mințit. Stai, ești afară, de-a dreptul. Nu s-a afară. De jos nu ai foarte multe locuri de... Ascult, dacă-mi tot apare chestii de la... Și mie îmi tot apare chestii, că nu știu cum intern. Aha. Doamne, dar nu știu cât am stat. Deci am aici. Ok. Ok, acum eu mă ascund, am găsit un loc super. Când căutai? Da. Doamne, locul ăla care s-a ascuns era acum. Era un loc în care m-am ascuns eu odată când ea era sus, m-a căutat ca disperata. Da, tu nu aveai cum să mă vezi dacă tu erai jos, că eu m-am dus direct sus. Ok, nu ai voie să te uiți, nu mai dau mai tare. Ești gata? Nu. Ok, Mă plim pe aici, pe la sicrie. Da, n-ai voie să te uiți în casă. Nu, mă plim pe la sicrie. Când te-am căutat, acum mă piși pe mine. Vrei să mergi la baie? Nu. Bă, baie, ci când îți gata, zic. Aprinde lumina, de fapt. Chiar dacă nu aprind. Vezi că poate o aprinzi aia din balcon, auzi la mine. De pe... Din... de pe mei. Ăla... Ăla din pod. Da, un lău, dar până să ascunde văcuța. Miru! Bate-mi perete când ești gata, s-au zis gata. Ești cu ușa deschisă? Doamne.
m-am speriat că e ușa deschisă la bar. Ok, deci gata, nu s-a prins lumina. Ok, o să o caut. Miru, aud! Mă duc sus. Ea vorbește ceva, dar n-aud. Și eu arc când te uită într-o budită. De data viitoare să mă ascund în un loc foarte ușor și o să stau foarte mult ca să creadă că e un loc greu. Of, nu mai pot să ies din cabinet. Miru! Ești în ești afară sau în casă? În casă e bun. Stai că și eu trebuie să mă duc. Ok, deci o să caut acum de este ecou pentru că sunt în baie. Deci o să fac cum ne opa. Deci am auzit, o păzesc că nu o să o găsesc niciodată. Dar el nu se gândește că știu noi. Peste tot sus, dar o să mă duc jos pentru că ceva vorbește că eu sunt jos sau ceva în genul ăla. Deci să vedem Miruna, ce ascunzătoare mai ai. Vorbim aici ca să nu mă duc pentru că nu. Am văzut ceva foarte, foarte, foarte întunecat și aia numai pe aici poate să fie foarte întunecat. Pentru că din greșeală l-am tras așa un pic ce l-am văzut. Deci revin cu ce o găsesc, că e foarte greu. O să mă dau bătută și o să-i zic să vină jos. Miru! Mă dau bătută, hai jos la scări! Erai jos sau sus? Unde? Hai, arată-mi unde! Am văzut de unde ești. Acum eu mă ascund, hai pleacă! Am găsit una! N-ai văzut-o! Bă, pleacă! Miruna! Pleacă! Pleacă! Nu, e foarte greu locul de aici. O să pară foarte greu pentru că o să stau mult timp de aici. Deci o să fie un loc foarte greu să-i zic și că nu am arcat timp a durat. Nu. Deci o să mai stau 2 minute și o să revin la 16. Bine, nu o să revin, o să aștept 2 minute. Deci cred că o să-i zic că gata!
E foarte greu, că am stat mult. Să caută jos. Să vedem dacă mă găsește, pentru că eu nu prea cred. Nu să-i dau nici un indiciu, pentru că ăsta e un loc de-a ei, mi-e mai larg. Dar n-am ieșit! O să aștept să văd că nu scăpesc. A, uite-o sus, o văd, o văd, o văd. Vezi? Ce micuță! Nu veni că ți-l mai bai. Bine, am deschis un pic ușa cu bol. Dar sunt gata, o să aștept să-mi găsesc în mine. Uite-te, 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 uite-te. Undeva? Nu zic! Ai găsit! Nu te ascunzi! Am vrut să văd dacă mă găsești, plec. Uită-te. Am plecat, deci atunci am vrut să mai joc un pic, poate văd unde se ascunde. Stai un pic! Ok, deci o să revin imediat, pentru că nu, o să trag apa și pentru că nu, o să sună ciudat pe globus. Bun, deci s-o căutăm. Nu cred că o să mă la vătătăm. Cred că știu unde te-ai ascuns. Ce faci, mă, aici? Ai, n-ai zis că ai ieșit. Nu ai voie să te miști. Băiatul ăla mi-a dat un pic de ajutor. Dar tot nu cred că am intrat în camera de la mine. Deci te las un zișul ăla. Că nu te miști, să văd ce faci. Să văd. Tu ce faci pe aia albă? Pe chestia aia albă. Nu e
Ai vrea tu. Zi-mi dacă ești tu sau jos, că gen chiar e foarte greu. Caude, nu ne găsesc, zi-mi dacă ești sus sau jos, te rog. Să văd că ești sus. Sus. Ești un pic și arată-mi scările, că uite, eu sunt pe balcon și nu te văd. Mm-hmm. Vorbesc serios, exact nu? Exact în față cu balcon. Aici ești? Cam. Eee, pe știi unde te băgați. Să mai dau cineva follow. Ce dracu-i cu camera asta? M-am blocat. Ce pui mei? Ce am venit pe camera? M-am blocat. M-am blocat, tâmpită. Ce n-auzi? Nu, ce n-auzi? Vin dacă e sus sau jos, atâta. Mai nou la tine prăjitura e apă, Miruna. Mă dau bătută. Nu pot să cred. Deci, mergi să dau bătută. Mă voi ieși, du-te jos, întâmplați-mi de să-ți cruzești. Am plecat. Unde afară? Mirona, te duci un pic în camera lui mama și te duci un pic după ușa ca să zic ceva, să-mi auzi. Ce ca să zic? Să zic ceva pe vlog ca să-mi auzi, ceva de ascunzătoare. Deci, în viața reală. Deci, eu vreau la fel să fac, să mă ascund într-un loc easy, adică ați văzut. Și după aia să-mi iau, de exemplu, să mă duc, de exemplu, să stau foarte, foarte, foarte mult timp ca să creadă că e un loc greu. Gata! Am început să o caut și... Am început să o caut și... Și eu cred că știu unde s-a ascuns. Că cred, că cred. Cred? Cred că am zis ascunzătoarea. Cred că mi-a găsit ascunzătoarea. Da, în același timp cred că mi-a găsit ascunzătoarea. În același timp tot nu știu dacă mi-a găsit-o. Adică într-un fel crezi că ți-am găsit-o și într-un fel crezi că nu ți-am găsit-o. Nu, 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 găsit-o. M-am dus să ascunzi și mi-a dat nu ești. Zi, ești sus sau jos? Ți-am zis. Ce, jos? Nu, sus. Ok, deci înseamnă că tu ești aici. Nu, s-a acolo? Cum te văd? Și nu aș
Doamne, deci filmam, eu filmez de 25 de minute, tot de cât timp? 23. Deci filmam de o oră. Vrei? Poți să văd unde mă cauți. Hai aici. Unde? Unde te pui? Ok, deci eu te caut prin părțile astea. Zic că dacă ai făcut de tine. Vezi că... E rău. Sus nu ești, dacă e jos. În care tot îmi scrie și e nașpa. Zic că te dai bătută, sincer. Nu m-a dat bătută. Niciodată nu m-a dat bătută. Asta că... Caut peste tot. Aha. Doamne, dar și cum făceai? Efectiv, te duceai înspre mine, nu mă vedeai. Te duceai la mine, nu mă vedeai. Te duceai la mine, nu mă vedeai. Ok, deci, hai să nu știu ce video. Nu, facem jumate de oră. Hai. Hai, mai jucăm o tură. Da, nu, te mai ascuns o tot dată și eu încă o dată, pentru că tu ai început prima. Hai, încă o dată. Bun, du-te afară. Îți afară. Mă duc tot în același loc. Și pentru că m-am ascuns în ea de două ori acum, ca să fie puțin mai ușor numerii, zic că cu ochiul liber nu poți să-l vezi, dar dacă te apropii de lucruri care îl acoperă, poți să intri în el. Ok, gata? Să prin toate camerele unde te ia. M-ai găsit. De ce nu te cred? Cum ai descoperit locul ăsta? Bun, deci m-am găsit, da, ăsta era foarte ușor, nu știu cum m-am găsit. Ok, hai. Da, aici știu că ăsta e ascuns. Hm? Crezi că nu o să mă ascund acolo? Unde ești? Afară. Acum? Deci tu crezi că o să mă ascund sau nu? Aici cred. Crezi că o să mă ascund? Uh-huh. Ok, hai. Pleacă jos. Să plecăm. Hai, pleacă jos. Bine și eu. Deci știu un loc pe care l-am descoperit atunci când o căutam. Deci locul e chiar foarte greu. Deci o să-mi ia și mult. Vă spun când au găsit să nu.
vă spun. Dar tu nu mi-ai spus. Ți-am dat ceva și mai greu. Și mai ușor ca să mă găsești. Deci tu trebuie să înțelegi dacă ești sau jos. Mamă, cât de greu e locul ăsta. Stai că nici poți mă bag în mine. Să văd că umbli. Ce ai terminat? Ok. Gata. Bine, ține sus sau jos? Sus. Pardon, jos. Deci cam asta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, un share și un subscribe. Eu am fost Maria, vă pup și vă iubesc. Pa! Deci, taci un pic! Și aș vrea să vă...